Doamnelor, domnilor, bun găsit în studioul Drepturilor Omului. Trăim într-o țară unde relațiile deplorabile în cuplu devin temei pentru îngrădirea drepturilor copiilor care au cel mai mult de suferit pentru că maturii nu își pot soluționa problemele sau remușcările sau neîmplinirile. Potrivit unor studii sociologice, doar 2 din 10 femei sunt de părere că victimele violenței în familie sunt protejate. Pe de altă parte, 6 din 10 femei victime ale violenței nu s-au adresat niciodată nimănui cu această problemă. Dacă autoritățile cunosc și apără drepturile părinților, în special a femeilor când sunt amenințate, supuse violenței fizice și psihologice și cât de eficient reacționează organele de drept în apărarea femeilor, vom afla de la invitații mei din studioul Drepturilor Omului. Este vorba despre Ana Nani, avocată la Centrul Internațional La Strada. Bine ați venit! Vom discuta cu Marian Tomic, procuror al Secției Minori și Drepturile Omului a Procuraturii Generale. Bine ați venit! Și cu Violeta Gășițoi, avocată. Pentru început, haideți să vedem care sunt aceste date statistice, de ce doar 2 din 10 femei sunt de părere că poliția sau organele de drept le protejează drepturile atunci când sunt supuse violenței și care este experiența dumneavoastră, Ana Nani, la Centrul La Strada atunci când o femeie vă contactează în privința unei situații similare. Eu, încă o dată, aș vrea să mă prezint, Ana Nani, acord servicii de asistență juridică în cadrul Centrului Internațional La Strada. Centrul Internațional La Strada dispune de un telefon de încredere unde persoanele, femeile, bărbații care se consideră a fi victime a violenței în familie telefonează la numărul gratuit 08008008. Și iată, apelurile sunt recepționate de către psihologii care dau consiliere juridică la telefon. Ulterior, în cazul în care se stabilește că este un caz de violență în familie, se referă la avocat. Deja victimele sunt referite la mine. Și iată, în acest moment, la prima discuție cu victima, îmi dau seama că, de fapt, statistica la care v-ați referit, într-adevăr, își găsește locul. Deoarece mare majoritatea victimelor care se adresează deja comunică faptul că s-au adresat anterior la poliție și, cu părere de rău, au o experiență negativă în ce privește apărarea drepturilor acestora. În sensul în care poliția nu își face bine meseria sau nu execută ordonanțele de protecție sau în ce măsură nu au încredere în organele de poliție? Nu a fost o singură discuții și nu a fost o singură plângere referitor la faptul că s-au adresat anterior, adică au fost puse în situația de a răbda mai mulți ani violența în familie și la întrebarea de ce ați răbdat atâta, ele au spus m-am adresat nu o singură dată la polițistul din sat, asta se referă mai mult la polițiștii localitățile rurale și nu o singură dată m-am adresat, însă polițistul mi-a spus că du-te și te împac, că o să fie totul bine și nu te mai adresa și n-au făcut nimic. Și aceasta a servit drept temei ca ea ulterior să nu se mai adreseze. Și ulterior, când au auzit publicitate că iată există alte centre, cineva poate să-i ajute, ele totuși, într-o disperare foarte mare, totuși se adresează și iarăși cu îndrumarea noastră, noi mergem și spunem că se face, puteți să vă adresați, o să fiți apărate. Și iată, abia atunci când doamnele văd că, dă să discutăm că în ultimul timp persistă o îmbunătățire a sistemului, îmbunătățirea situației. De fapt, polițiștii în ultimul timp chiar mai bine lucrează atât în ce privește recepționarea plângerilor, sesizărilor privind un act de violență în familie, cât și referitor la soluționarea acestor cauze de violență în familie. Ce ține de depunerea cererilor privind eliberarea ordonanțelor de protecție și aș spune chiar se cunoaște și se vede și o îmbunătățire în ce privește executarea ordonanțelor de protecție, cel puțin în cauzele pe care eu le-am gestionat, unde eu am acordat asistență juridică. Circa 100 de apeluri primiți anual la Centrul La Strada, din câte am citit din rapoartele pe care le-ați prezentat. Aș putea să mă refer acum chiar ultima lună, luna august, au fost recepționate în jur la 179 de apeluri la telefonul de încredere 08008008. Câte dintre aceste cazuri le-ați referit în instanța de judecată și urmau să beneficieze de asistență juridică? Avem situații în care victimele vin de mai multe ori, apelează de mai multe ori până se decide totuși să meargă în instanța de judecată. Nu toate 178 de cazuri merg în instanța de judecată. Ținând cont de faptul că
Ele ia foarte mult până ce se decide, până mai discută cu psihologul, până se pregătesc actele. Aș spune că în cele 178-9 de apeluri, dacă sunt 7-8 dosare care se formulează și merge în instanța de judecată. De ce atât de puține cazuri ajung în instanța de judecată? Există această frică sau neîncredere în rândurile femeilor în privința apărării drepturilor lor în instanța de judecată? Există neîncrederea, deoarece ele anterior, majoritatea, s-au adresat anterior la poliție și au văzut că nu s-a întreprins nimic. Al doilea motiv, există dependența asta de agresor și nu vor să scoată la iveală toate problemele din familie. Asta ar fi al doilea aspect. Și al treilea, foarte greu se determină să facă acest pas. În multe cazuri, ele sunt deja determinate după 10 de ani, 10-20 de ani, după ce au stat și au suportat toată violența aceasta în familie. Deja copiii sunt aceia în multe cazuri când spune mamă, nu mai răbda atâta, mergi mai departe. Sau în cazul în care vede că copilul este pus în pericol. Practic, copilul în cea mai mare majoritate a cazurilor sunt factorul care influențează în primul rând mama să meargă să declare, să nu mai răbde tot ce se întâmplă în familie. Violeta Gășițoi, cunoaștem că ați apărat mai multe femei în instanța de judecată, victimele violenței. De ce se întâmplă această situație și care a fost experiența dumneavoastră de a apăra aceste victime în instanța de judecată și dacă au ulterior încredere în organele de drept? Deci despre încredere pot să vă spun că nu au încredere, da? Deci cu toată certitudinea nu au încredere. Nici în instanța de judecată și nici în organele de drept, procuratură sau organele poliției, Ministerul Afacerilor Interne. De ce? Deci eu am să vă spun experiența foarte proaste a uneia doar dintre cliente. De fapt, ele sunt mai multe, nu este doar una. Cu organele de drept a Ministerului Afacerilor Interne. Deci noi ce am mai constatat? Pe lângă faptul că victima depune plângeri și nu o plângere, multe plângeri la organul de poliție și se plânge cât pe violență, cât pe alte acțiuni ilegale, la un moment dat, Ministerul Afacerilor Interne, deci poliția, inspectoratul de poliție, refuză să mai primească aceste plângeri și aceștia au invocat printr-o frază foarte simplă că s-au săturat de această victimă, că ea practic vine în fiecare zi la ei. Deci ei se aflau și în litigiu civil, nu este doar faptul că, uite, ea depune doar plângeri. Deci atunci eu și apropo, deci noi am mai și constatat că organele de drept au o problemă enorm de mare de respectare a drepturilor omului la nivel egal, cât a unei femei, atât și a unui bărbat. Deci, în situația despre care vorbesc, noi am constatat că inspectoratul de poliție, și aici merge vorba despre un inspectorat de poliție din Chișinău, Botanica, deci a discriminat femeia respectivă la examinarea plângerilor și la aplicarea legii. În ce sens a discriminat-o? Pe criteriul de gen. Este foarte simplu. Deci femeia depunea plângeri inspectoratului de poliție care refuzau să le examineze. Pur și simplu refuzau. Atunci când punea bărbatul plângerea pe ea, deci organul de urmărire penală, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul de Poliție Botanica, imediat examinau plângerile soțului. Da? Deci soțul se plângea cu totul depunea niște fapte false, doar că la un moment dat soțul a cerut și o ordonanță de protecție. Iar inspectoratul de poliție botanică s-a adresat cu o cerere în instanță solicitând ordonanță de protecție, că soțul este frică de soție. Respectiv, deci, până la această inversat, da, practic. Dar până la acest moment, până a depune soțul plângerea, din partea soției au fost depuse zeci de plângeri, care au fost rapoarte medicale, care nu au fost examinate, nu a fost pornit nicio cauză, nicio investigație. Deci au fost depuse rapoarte medico-legale care demonstrează vătămările pe care le-a supus. Atunci noi am introdus o plângere către Consiliul pentru Eliminarea și Prevenirea Discriminării, care a, într-adevăr, a constatat discriminare pe criteriu de gen din partea inspectoratului de poliție și anume în aplicarea legii. Deci ei nu au aplicat legea,
și nu au protejat această victimă. Probabil că este primul caz când ajunge în Consiliul Antidiscriminare pe motivul când poliția refuză să acorde anumită asistență victimei. Asta este primul caz, după care au mai urmat și procuratura. Noi am avut un caz, avem și un precedent împotriva procuraturii și mai avem aceleași poliții, deci ca finalitate după constatarea, această decizie a intrat în vigoare. Ca finalitate, deci ea iarăși depune aceleași plângeri poliției și poliția o pedepsește într-un fel următor. Pentru faptul că ea s-a adresat Consiliului, da? Deci, pentru faptul că a depus plângere, deci dânsii refuză iarăși să-i primească plângerile și să le examineze. Ca semn de protest, bănuiesc? Deci, ca discriminare prin victimizare, dacă e să vorbim în noțiuni juridice. Și atunci am introdus încă o plângere Consiliului și s-a constatat discriminarea prin victimizare a acestei victime. Este cumva vorba despre Iulia Tocarenco, despre care presa s-a... Da. Deci este vorba despre această, este vorba într-adevăr despre această fată. Noi am mers la fața locului când Iulia Tocarenco trebuia să-și vadă copilul atunci când stabilise un grafic cu Direcția pentru Protecția Copilului și chiar am prins câteva imagini, conversația dintre ea și bunicul copilului. Am vrea, doamnelor și domnilor, să vă informăm că, iată, Iulia Tocarenco este o mamă care nu își poate găsi liniștea de câțiva ani, de când socrii i-au luat copilul la doar 5 luni și nu-i permit să-l viziteze. Deși are toate prevederile legii în favoarea sa, tânăra femeie se bate inutil cu un sistem care ignoră drepturile elementare ale celei care a dat naștere copilului. Deși Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a stabilit un grafic de întrevedere, familiei soțului, cei care i-au luat copilul, o maltratează psihic și fizic de fiecare dată când bat la ușa casei lor. Colaboratorii poliției spun că au dus discuții profilactice cu soțul Iuliei și că este ilegal să țină ascuns copilul. Ulterior a fost de mai multe ori sancționat contravențional. Să vedem aceste imagini, după care revenim la dezbatere. Grafic! A protestovali, a nu a protestovali. Управление по защите прав. И значит, из 26 раз она 16 не приходила, не приходила. А в полицию заявление писала. То есть она не приходит на встречу, а бежит в полицию и пишет заявление. Из 26 раз она 16 не приехала, это по январскому графику, а график, который был от декабря 2013 года, 5 декабря был утвержден график, до 17 ее вообще не было. То есть 12 дней вообще не появлялась. Потом появляется, пишет заявление. То есть она провоцирует ситуацию. Ей не нужен этот ребенок, не нужен график. Ей нужно вот пойти и сделать себя жертвой. Вот мне не дали ребенка. Полиция начинает разбираться, отказывает, конечно, потому что вы показываете, что вот были в Гранд-Холле, вот заснято, вот часы. Чек покупаем специально, не потому что мы крохоборы, а покупаем чек и храним, чтобы доказать, что мы там были. Я убегаю, потому что... Прокуратура поднимает потом... дело по видеокамере. Да, 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 да. Да, да, да. Я ребенка взял на руки, потому что ребенок... Да, ребенок обкакался, и я его на руки, чтобы повезти домой. Вот она говорит, что есть... Он был привлечен за нанесение побоев. Вы слышали? Она сказала. Она везде так утверждает. Но есть хоть один документ, который подтверждает, что он был санкционирован за нанесение побоев гражданке Мадоновой Юлии Сергеевне. Есть. А? Не позорь фамилию. Есть хоть один? В законодательстве прописана процедура, как передать живого ребенка, передать в залог. Здесь? Обращался в суд. Подождите, вы мне за сына не говорите. Отец за сына не в ответе. И сын за отца. Хорошо. Все. Вы не берете повестку. Я составлю значит, такого, что вы не берете. Повестка чтобы мне? Передать вашему подождите, сыну. Повестка мне? Нет, чтобы передать вашему сыну. Я повестка мне? Вы получите повестку и пишите, что я получил а повестку. А я не знаю, передать. Что в той повестке написано. Вопрос, а куда ей отдавать, если неизвестно, где она живет? Где она живет? Спросите ее. Где? Плюс управление по защите прав ребенка обещало нам дать протокол осмотра ее жилищных условий. До сих пор нету. Так куда отдавать ребенка? Скажите. Кому? Кому? Кому отдавать? Куда отдавать ребенка? Наркоманше отдавать ребенка? Вчера был график, по которому я пришла и очередной раз наткнулась на закрытые просто двери.
Вот. А сегодня, как видите, даже не получается исполнить решение, потому что люди просто прячутся, прячут ребенка. Если они говорят во все горло, что они правы, зачем они прячутся? А вчера были кто-то дома, да? Вчера они были дома. И что говорили? Я слышала их за дверью, но они не открыли дверь мне. Они видели, что по камерам, что я здесь, и они, естественно, не открыли двери. И сколько это продолжается, вот, когда вы хотите войти и допускают, пропускают? Ой, все это уже 3 года продолжается. Iată că de 3 ani Iulia Tocarencu încearcă să-și vadă copilul, însă este inutil să mai bată la ușa soțului, fostului soț și a socrilor, pentru că aceștia se ascund după acele uși pe care le-ați văzut, doamnelor și domnilor. Vorbim despre violența în familie și cât de protejată este femeia în fața organelor de drept. Violeta Gășițoi, ne vorbeai despre Iulia Tocarencu, că trebuie să se vadă cu copilul ei conform unui grafic care, iată, nu este respectat. În acest caz, ce riscă aceste persoane care nu-i permit sau încalcă graficul respectiv? Deci, în primul rând, eu aici un pic aș diviza procedura cu graficul și o procedură de executare a unei decizii judecătorești. Deci, noi ne aflăm aproape de 3 ani de zile în instanța de judecată privind stabilirea domiciliului minorului. Deci, prima instanță a decis a transmite minorul mamei, a doua instanță a decis a transmite, a lăsat minorul tatălui și Curtea Supremă a casat această decizie și acum ne aflăm la o nouă reexaminare. Cu toate acestea, în februarie 2013, prin decizia Curții de Apel s-a decis asigurarea acțiunii prin transmiterea de urgență minorul cu domiciliul la mama sa. Deci o decizie executorie. În 2013, în februarie, noi am depus acest titlu, am obținut titlul executoriu și decizie spre executarea executorului judecătoresc pe care l-ați văzut, Miron Iacob. Deci am solicitat executarea acestei decizii. Dumnealui a proces la executare, doar că spre surprinderea noastră, deci noi nu l-am găsit nici pe tatăl, nici pe minor, deci a intrat în imobilul pe care ați văzut porțile, deci nu era nici hăinuțe de copil, nici copil, nimeni nu era. S-a proces la o nouă procedură de dare în căutare prin instanța de judecată a minorului și a tatălui. Deci noi am obținut o hotărâre de dare în căutare a minorului și a tatălui. Deși nouă tatăl nu ne trebuia, nouă ne trebuia minorul, însă procedura prevedea... S-a constatat că minorul locuiește la bunei. La tatăl, da. Deci respectiv instanța a decis, intrată în vigoare și această hotărâre, noi am depus-o spre executare inspectoratul de poliție botanică să caute minorul și să caute tatăl. La Consiliu, deci s-a constatat în fața Consiliului pentru Eliminarea și Prevenirea Discriminării că Inspectoratul de Poliție niciodată nu a căutat acest copil. L-a căutat chipurile pe tatăl și el, circulând cu mașina, l-a găsit pe tată și l-a chemat pe executor, a chemat-o pe mama și a zis, iată, uitați-vă, noi l-am găsit pe tata. Și atunci ne întrebăm, dar pentru ce nu ne trebuie tata? Că în executare este nu să transmiți tatăl mamei, dar să transmiți minorul mamei. Și atunci poliția a recunoscut în fața Consiliului că niciodată nu a pus în executare, deși aveau această decizie spre executare, și nu au căutat minorul, da? Deci, chiar am făcut, am invitat și reprezentanții Inspectoratului General de Poliție, întrucât sunt găsiți vinovați sau Consiliul Antidiscriminare a sesizat că sunt a discriminat această doamnă. Am primit doar un răspuns în scris de la șeful Sergiu Cociurva de la Inspectoratul General de Poliție, care voi cita concomitent litigiul între foștii soți Tocarencu referitor la desfacerea căsătoriei și stabilirea domiciliului copilului minor se află încă pe rol în cadrul instanței de judecată, iar până la moment nu a fost emisă o decizie definitivă pe marginea cazului, motiv pentru care nu pot să participe la această emisiune și să vorbească, să ne explice mai multe detalii ce se întâmplă de fapt cu executarea acestei Și este foarte regretabil. Deci pentru că de fapt poliția nu are nimic comun
cu litigiul civil, da? Deci poliția trebuie să se axeze și să-și facă treaba în baza plângerilor penale și contravenționale pe care le depune această mamă. Deci, prin ce a trecut această mamă? Această mamă a fost de mai multe ori, nenumărate ori, la această poartă. Această persoană care a fost în video, deci a bătut-o, deci a fost sancționată și sancțiunea a fost menținută de către două instanțe de judecată. Deci, ulterior, deci soțul ei, la fel, a fost sancționat pentru faptul că ea a fost numită și prostituată în public și narcoman, că ați văzut deci, declarațiile dânșilor. Doar că aceasta nu îi oprește în continuare să nu-și schimbă atitudinea. Chiar dacă este amendat sau sancționat cu o contravenție? Păi, vă dați seama că nu este o problemă pentru acești oameni să achite o amendă de 200-300 de lei. Da? Deci ei o achită, nu e o problemă. Respectiv, există codul contravențional și poliția trebuie să investigheze orice plângere a ei de, prin care nu îi se acordă întrevederea cu propriul copil. Neexecutarea hotărârii judecătorești, conform codului penal, deci este foarte simplu, deci persoana dacă nu execută o hotărâre definitivă și irrevocabilă, însă decizia curții de apel de transmitere copilul mamei este definitivă și irrevocabilă și este acum reluată procedura de executare, deci persoana trebuie să fie sancționată de către executor, iar în cazul în care nu se supune nici după sancționare, este codul penal, iar inspectoratul de poliție trebuie să pornească o urmărire penală împotriva acestei persoane pentru neexecutare, ceea ce nu s-a făcut și nu se face pe această... În loc să pornească o urmărire penală sau cum ziceți, am înțeles din această scrisoare că Inspectoratul General al Poliției va da în judecată sau va examina acest caz sau decizia Consiliului Antidiscriminare în instanța de judecată, întrucât nu sunt de acord cu această decizie. Ei nu au cum să nu fie de acord cu prima decizie, că deja este intrată în vigoare împotriva Inspectoratului de Poliție. Cu a doua, dacă ei vor proceda să meargă să o conteste, este dreptul lor. Da, există o procedură de contestare, dar cel puțin o decizie a Consiliului intrată în vigoare, noi deja o avem împotriva Inspectoratului. Și respective situația în care ei nu sunt de acord și iarăși, de fapt, se comportă astfel cu această femeie, deci nu avem decât, de fapt, să acționăm Ministerul Afacerilor Interne în instanță de judecată cu acțiune civilă, ceea ce acum urmează să facem și solicităm toate prejudiciile morale și materiale cauzate de către această instituție. Ne întrebăm, iată, o femeie, o simplă femeie pusă în această dificultate de a lupta cu instanțele de judecată, de a lupta cu organele de drept atunci când respectivii ar trebui, de fapt, să-i apere interesele. Domnule Marian Tomic, sunteți procuror în secția minor și drepturile omului de la Procuratura Generală. Din cele ascultate aici, ce se întâmplă, de fapt? Mai putem crede că femeia poate să aibă încredere în poliție, în organele de drept? Ce se întâmplă, de fapt, având în vedere că nu dispun de informații actualizate sau materialele în față exhaustive și reale care sunt pe caz, nu mă pot pronunța, dar reieșind din cele spuse de doamna Gășățoi, consider că acțiunile polițiștilor trebuie luate la control, sesizate, respectiv depuse plângeri sau sesizate procuratura în cazul când nu se încadrează în limitele legislației acțiunile polițiștilor. M-aș expune doar la neîncredere puțin mai sus se ridicată întrebarea de către colegii mei. Aș menționa o îmbunătățire în acest sens în ultima perioadă de timp, anume mă refer la anul 2013. În ce constă această îmbunătățire? Există mai multe ordonanțe de protecție care se execută sau cum faceți această constatare? Doar am vrut să vă spun. Această îmbunătățire se demonstrează și se bazează pe indicii statistici. Adică, dacă în 2012 constatăm înaintarea în instanță în baza articolului 318 prim 318 cu incele 4 Codul de Procedură Civilă a cererilor de eliberare a ordonanțelor și articolul 215 prim din Codul de Procedură Penală înaintarea demersurilor, tot în vederea aplicării ordonanțelor în instanța judiciară, dacă erau 63 baremise în anul 2013, ele s-au dublat. La fel, s-a îmbunătățit încrederea, de ce eu spun îmbunătățit, fiindcă dacă în 2012 au fost înregistrate circa 800 și ceva de cauze penale, în 2013 deja sunt peste 1300.
această din tot faptul îmbunătățirii. Dar sunt iată, probleme, avem câteva date. Nu sunt cele mai actuale, dar în anii precedenți poliția a examinat 1950 de petiții cu probleme de violență în familie și totodată au fost supravegheate 408 ordonanțe de protecție a victimelor violenței în familie, dintre care doar 63 de ordonanțe au fost emise la demersul procurorului. De ce există o astfel de discrepanță? Vă explic. Deci, rolul primordial pentru înaintarea cererilor demersului revine organelor de poliție, asistenței sociale și organelor tutelare în cazul când există minori. Atunci când ajunge sesizarea pe masa procurorilor, dar de fapt noi participăm când? Preponderent noi participăm și reacționăm prin prisma codului penal. Atunci noi sesizăm limitele. Deci, am vrut să vă informez că inițial sesizările parvin, sau majoritatea din ele parvin la organele poliției, în mai puține cazuri la asistența socială și procuraturii. Procuraturii de obicei atunci când nu se întreprind măsurile organelor de poliție. Și atunci îi revine rolul exclusiv a procurorului și a porni cauză penală în caz dacă nu se reacționează corespunzător legislației și respectiv monitorizare. Cunoaștem că mai multe cazuri privind nerespectarea ordonanței de protecție sau modul în care poliția ar trebui să intervină în apărarea femeii au ajuns și la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Aceste cazuri sunt număr de 5 bănuiesc până acum. Am vrea să vedem într-un reportaj următor, doamnelor și domnilor, istoria doamnei Tatiana Moraru. Moldova n-are ce căuta în Europa până nu își face curat în propria casă. Printre domeniile în care mai avem de lucrat este și justiția, care de altfel e printre cele mai corupte sisteme din lume. O femeie din Drochia s-a ambiționat să lupte cu justiția moldovenească până când a învins-o. Tatiana Moraru și-a dat în judecată soțul pentru că o bătea. Ani întregi ea a bătut drumurile prin instanțele de judecată, dar de fiecare dată pierdea procesul. Nu s-a lăsat însă, ci a mers la CEDO, unde în sfârșit i s-a făcut dreptate. Să vedem istoria doamnei Tatiana, după care revenim la discuții. Nu toată lumea are tărie de caracter și nu toată lumea are putere de a merge mai departe. Vă invităm să o cunoașteți pe Tatiana Moraru, o femeie de la care cu toții avem ce învăța. Ea a avut curajul să înfrunte un sistem defect care a pus doar piedici, justiția moldovenească. Cu 13 ani în urmă, Tatiana se credea o femeie fericită. Avea un copil și un soț care părea că o iubește. La un moment dat, însă, viața ei s-a întunecat. Am aflat de la mai multe persoane, deoarece el face jocuri de noroc și pariuri sportive. M-am trezit la ușă cu persoane necunoscute care au intrat în casă, mi-au spus că soțul are sume foarte mari de bani datorie și noi trebuie să ieșim din casă. Primul lucru care am făcut, am mers la un avocat. Avocatul mi-a sfătuit să mergem la divorț. Soțul Tatianei devenea din ce în ce mai agresiv. Femeia a ajuns de nenumărate ori la spital plină de vânătăi. Dar pentru că nu avea o casă unde să se refugieze cu copilul, a cerut poliției să emită o ordonanță de protecție. A fost însă refuzată. Judecătorul ne oferă această protecție și tot el, în câteva ore, primind niște bani mită de la soț, încheie această ordonanță și noi nu mai suntem protejate. Mergeam la terapie intensivă dimineața și după amiază era bătaie. 7 ani au umblat dintr-o instanță în alta, dar judecătorii noștri nu i-au dat nici măcar dreptul la o bucată de casă în care să locuiască împreună cu copilul. Așa că după 13 ani de căsnicie, femeia a rămas cu fiica sa și cu o valiză. Era umilită de omul alături de care a trăit și de justiția din țara sa, dar știa că are dreptate și a decis să lupte pentru dreptatea ei. Așa că a mers la CEDO. Acolo a fost înțeleasă, a obținut câștig de cauză și despăgubiri de 17.500 de euro. Organele de urmărire penală refuză împornirea urmăririi penale împotriva agresorilor și aplic sancțiuni contravenționale. Deci aceștia până la urmă se aleg cu niște amenzi. Da. Țara noastră a fost avertizată clar. Fără o justiție corectă, nu avem ce căuta în Europa. Ați urmărit imaginile cu Tatiana Moraru, de fapt eroina dintre femeile care au fost supuse violențe și care au obținut câștig de cauză la CEDO. Bănuiesc că mai există și alte cazuri care mai sunt examinate de către judecătorii de la curte. Domnule Marian Tomic,
Cam câte cazuri de acest gen ar trebui să mai aflăm când guvernul pierde, iată, atunci când nu își obligă subalternii sau instanțele de drept, organele de drept să își exercite atribuțiile? Eu nu vă pot expune câte cauze vor apărea pe rol la CEDO sau câte vor fi contestate diferite situații care nu le convin, să zicem așa, petenților sau petiționarilor, dar cu certitudine, la fel, eu critic asemenea hotărâri și mă expun în favoarea executării legii, buchei legii, așa cum prevede legislația în vigoare. Să înțelegem, doamna Violeta Gășițoi, că mai aveți și alte cazuri care vor ajunge în curând la CEDO, pe faptul că instanțele de judecată nu oferă o îndreptățire a celor victime ale violenței. Deci, ceea ce vreau să vă spun cu certitudine este faptul că, în primul rând, statul are obligațiunea pozitivă de a face ceva și a proteja aceste victime. Ceea ce nu se face în Republica Moldova sau, dacă se face, se face pe foarte puține cauze, da? Ca excepție de la regulă. Totodată, foarte recent am făcut cunoștință cu un răspuns a unei colege de-a mele care a primit răspunsul de la, iarăși, de la Inspectoratul de Poliție din Chișinău, nu mi-aduc aminte exact în ce sector, prin care o informează că vă aducem la cunoștință că ordonanța de protecție nu a fost pusă în executare pentru că avem loc vacant a polițistului și nu avem polițiști care să pună în executare această ordonanță de protecție. Deci, un răspuns destul de ambigu și de fapt și de fapt asta nu este problema, asta este problema statului și nu este problema victimei, da? Statul trebuie să găsească și să execute această ordonanță de protecție emisă de către instanța de judecată. De aceea eu presupun că și acest caz va ajunge pe rolul Curții Europene în mod obligatoriu, pentru că victima rămâne neprotejată. Avem foarte multe cazuri unde unde victimele se plâng, după care tot victimele se pomenesc cu procese verbale de sancționare, deoarece partea adversă, soțul depune că de fapt nu eu am bătut-o, dar ea m-a bătut și uite că poliția poate să porceadă fie sancționarea ambelor părți, da? Fie sancționarea victimei, chiar a victimei, pentru că chipurile l-a bătut pe soț. Avem și o astfel de cauză care încă până acum se află în examinare la Procuratura Sectorului Botanica, dar aici merge vorba iarăși despre Inspectoratul de Poliție Botanica. Eu am impresia că acest inspectorat este unul dintre cele mai vicioase, cel mai defectuos și din discuția cu mai mulți colegi am constatat că într-adevăr Inspectoratul de Poliție Botanică are probleme mari la capitolul aplicarea legii și legislația în vigoare. Deci fie că sunt foarte corupți în această instituție colaboratorii, fie că într-adevăr sunt incompetenți în domeniul pe care în funcția pe care o dețin. Am vrea să vedem și opinia avocatei Ana Nani privind aceste cazuri. Adică poliția vedem că nu își exercită acele atribuții, nu are încredere nici femeia în organele de drept. Ce ar trebui de fapt să întreprindă o victimă atunci când se pomenește cu astfel de situații? Trebuie să lupte practic singură în fața acestor factori decisivi. Sigur că victimele sunt puse în situația de a lupta în continuare. Foarte bine că n-au un ajutor alături, un avocat care poate să le ghideze ce să facă mai departe. În multe cazuri în care nu au această persoană alături, ele lasă mâinile în jos și nu întreprind nimic mai departe. Însă, oricum, în momentul în care se depun plângeri pe polițiști, se depun plângeri la procuratură, oricum în final se întreprinde și victima este protejată. Chiar în sate, în raioane, am avut multe cazuri în care, după multiple plângeri depuse la poliție, la procuratură, la procuratura generală, oricum, într-un final, cazul a ajuns la un
final fericit pentru victimă. Există și astfel de cazuri când femeia într-adevăr este protejată cazuri, avem și... cazuri chiar la Urhei, dar a fost necesar undeva 2-3 luni să mergem numai cu plângeri depuse ca într-un final să avem un caz fericit. Ce ține de executarea ordonanței de protecție, sigur este, depinde de polițist. În momentul în care polițistul se duce la agresor și comunică că tu trebuie să faci așa, trebuie să pleci din casă, depinde de polițist. Dacă el ulterior vine, verifică cum supraveghează, cum se execută ordonanța de protecție, atunci are loc o executare a ordonanței de protecție. Dacă polițistul s-a rezumat doar la informarea agresorului că, uite, există o ordonanță de protecție în privința ta, atunci corespunzător nu avem o executare a ordonanței de protecție. Și mai mult, femeia riscă să intre și mai mult în conflict cu acest soț, această persoană, pentru că bănuiesc eu că este intimidată și mai mult. Chiar și sondajele sociologice vorbesc despre acest lucru, că după intervenția poliției, atunci când nu respectă această ordonanță de protecție, lucrurile se agravează. Sigur, sunt situații în care, în momentul în care intervine poliția, lasă agresorul mai departe să trăiască cu victima, victima este pusă într-un pericol și mai mare. Nu puține cazuri au fost când agresorul, aflând că victima s-a adresat în instanța de judecat, s-a adresat cu o cerere privind obținerea unei ordonanțe de protecție, atunci a fost bătut mai tare și a nimerit și în spital. Există și astfel de cazuri, adică intervenția poliției, de fapt, a dus la aceea că victima a fost la pusă înrăutățirea în răutățirea situației. Sunt și astfel de cazuri, dar nu putem să excludem astfel de cazuri și în acest caz sigur că organele de drept competente sunt chemate, care sunt chemate să ne apere, ar trebui să depună mai mult efort, mai multă diligență și de a soluționa cazurile în favoarea victimei cât mai bine posibil. Mai există și aceste centre în care sunt reabilitate victimele, dar există și un centru la Drochia, bănuiesc, unde agresorii sunt instruiți să își schimbe deciziile într-un fel sau altul. Considerați că există un progres în acest sens? Se lucrează cu ambele părți? Sunt binevenite aceste centre, dar din păcate la noi în Republică este doar un centru la Drochia și iarăși acolo se duc agresorii doar la propria dorință, pentru că, după cum știm, legea 49 privind la prevenire și combaterea violenței în familie prevede ca măsură obligarea, instanța poate obliga să treacă cursuri de reabilitare. Însă nu întotdeauna instanța aplică această măsură, deoarece nu sunt centre. Și în momentul în care la fel se aplică doar la Drochia, pentru că acolo spre exemplu, fost... o doamnă de la Cahul sau de la... Nu poate nici solicite. Din centru, nu ar putea să beneficieze de astfel de servicii nu, de asistență. Nu, pentru că nu este un centru de reabilitare. Și atât, multă lume, chiar judecători, s-au expus și au spus că ar fi foarte bine dacă ar exista mai multe centre și să prevadă statul sau să fie donații, asta trebuie de prevăzut din surse financiare, de a fi organizate astfel mai multe centre, pentru că în momentul în care se solicită eliberarea ordonanței de protecție și evacuarea agresorului din locuință, instanțele de multe ori apare problema că se dispună dar agresorul pe timp de iarnă unde să-l evacueze, unde să se ducă. Și iată, în momentul în care se solicită această măsură de protecție, mulți judecători au comunicat că au reticență de a aplica această măsură, ținând cont de faptul că se gândesc unde agresorul ar putea să se ducă. Nu, și toate că asta nu îi asigură este... confortul necesar. Și este foarte regretabil că judecătorii gândesc astfel, pentru că atâta timp cât ei se gândesc la agresor, pentru că el este evacuat din imobil ca o pedeapsă pentru ceea ce face, deci și nu se gândește la această victimă că este pusă în pericol. Ori noi am văzut foarte multe cazuri, sunt, deci chiar și precedente a Curții Europene unde agresorul nu a fost evacuat, iar ulterior a proces la omorul soacrei, deci a maltratat și mai tare femeia cu care locuia, deci sunt cazuri mult mai grave. De aceea, un agresor trebuie să cunoască ca măsură, ca pedeapsă pentru comportamentul lui și acțiunile lui, el poate fi evacuat, chiar dacă este proprietarul acestui imobil, da? Aș spune... Și atunci când femeia, fiind maltratată, nu are unde pleca cu copilul, da?
Deci chiar și aceste centre de reabilitare, ei nu pot să ocazeze pe o perioadă foarte îndelungată, da? Deci ei ocazează, poate să ocazeze câteva pe luni, câteva luni și atât. Deci mai departe de judecătorul de ce nu se gândește ce să facă această femeie și unde să plece această femeie? De ce poate că sunt binevenite aceste centre să fie mai multe, doar că nu trebuie să ne bazăm doar pe finanțatori străini, dar statul trebuie să se gândească și să pună că în Republica Moldova aceasta este o problemă. Cu atât și să mai pună mult ca o prioritate. Sondajele vorbesc că cel puțin fiecare a doua femeie practic a fost supusă oricărei violențe, fie că psihologic, economic și așa mai departe. Pentru că avem reprezentantul Procuraturii Generale aici, ce așteptări aveți de la această instituție, avocații care apără interesele femeii în instanțe? Eu nu am nicio așteptare de la această instituție și vă spun de ce. Procuratura Generală foarte bine cunoaște și cazul Iuliei Tocărenco. Deci noi la Procuratura Generală ne-am adresat cu zeci de plângeri împotriva polițiștilor care acționează astfel și am solicitat intervenția Procuraturii Generale. Și am primit următoarele răspunsuri, că petiția noastră s-a remis la Procuratura Sectorului Botanica. Care era rostul atunci să mă mai adresez Procuraturii Generale, pentru că eu m-am adresat și m-am plâns și pe acțiunile Procuraturii Sectorului Botanica, ca ei să primească plângerile noastre și să le trimite iarăși la examinare Procuraturii Botanica. Da? Deci, Procuratura Generală trebuie reformată, însă, cu regret, reformarea acestei procuraturi a rămas ca strategie pentru anul 2016, a rămas în urmă. Deci eu, ca avocat, nu am nicio încredere nici în Procuratura Generală, cu regret. Da? Dar cu atât mai mult că chiar și donatorii străini, într-o conferință recentă, a asistat unele donații în privința reformării sistemului judiciar, anume din motivul că Procuratura Generală nu este încă reformată pentru a primi următoarea tranșă de donație. Și ca strategie de reformare ea a fost lăsată la final. Deci a fost lăsată pentru anul 2016. Cum vrem noi să efectuăm reformele în justiție fără a reforma o instituție atât de importantă cum este Procuratura Generală și Procuratura în ansamblu, pe ansamblu, pentru că Procuratura este și Procurorul este persoana care sub supravegherea lui se efectuează toate investigațiile, da? Deci, anume, Procurorul poate să verifice ce face un ofițer de urmărire penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Și în situația în care dânșii au probleme, dânșii nu sunt reformați, dânșii nu fac lucrul ăsta. Deci, în mod normal, noi nu putem să cerem o altă reformare sau reforma justiției deja din start este nulă în situația în care nu sunt efectuate investigații efective în cadrul urmăririlor penale. Femeia rămâne pe drumuri în continuare și nu numai ea, dar și mulți alți cetățeni care așteaptă tot mai multe lucruri spre bine de la această instituție. Ana Nani, ce așteptări aveți de la Procuratura Generală? După care vom vedea și unele reacții, dacă vor fi. În primul rând, prima așteptare aș avea nu examinarea superficială a plângerilor depuse. Se examinează superficial, după care ne vine o scrisoare de informare că noi am luat cunoștință, noi le-am expediat și noi vom fi informat, ulterior veți fi informat suplimentar. Am avut un caz unde ambii, victima doar a vrut să se apere și a aplicat o lovitură agresorului, s-a pornit dosar penal și pe victimă și pe agresor, victima a fost condamnată penal, agresorul a fost achitat, numai pentru faptul că deținea o anumită funcție, regretabil. Am depus mai multe plângeri atât pe numele procurorului care a examinat acest caz, cât și pe numele Procuraturii Generale. Procuratura Generală nimic nu a făcut. Iată, acest caz, nu pot să spun, pentru că nu se face nimic în toate cazurile, sunt, dar în marea majoritate unde există un interes, unde cineva deține o funcție cu părere de rău, tot victima are de suferit. Astfel, poate și mai mult atunci când se decide să meargă, să confrunte atât agresorul, cât și instanța de judecată în acest caz. Pentru că recunosc în momentul când a venit victima, mi-a spus cine este soțul, mi-a spus ce consecință poate să aibă și eu nu, când la noi în țară este dreptate, legislație, nu chiar banul rezolvă tot, dar din păcate, și nu funcția rezolvă tot, dar din păcate, acum suntem la un moment unde agresorul are o sentință de achitare, iar victima o sentință de condamnare. Și au fost depuse mai multe sesizări, atât la Procuratura Generală, cât și la Procurorul Ierarhic Superior și nu s-a întreprins nimic. Din păcate, sunt și astfel de cazuri și de aceasta aș chema Procuratura Generală
să examineze mai în detaliu, mai aprofundat mai plângerile responsabil depuse. Și mai responsabil cazuri. Plângerile depuse. Marian Tomic, așteptăm și reacțiile dumneavoastră, după care vom mai pune pe post încă câteva opinii ale femeilor care se dau cu părerea despre violența în familie. În primul rând vreau să vă informez că se așteaptă, sau conform strategiei reformării justiției, se așteaptă reformarea nu doar a Procuraturii Generale, dar întreg a sistemului Procuraturii. Asta e una. A doua. Ceea ce privește sesizarea Procuraturii Generale pe cazul Iulii Tucurencă, eu nu vă pot expune că n-am fost informat preventiv referitor la materialele care sunt la ora de zi. Ceea ce discutăm noi acum este o chestie, ceea ce real se întâmplă e altă. Totodată, ținând sau amintindu-mă de careva sesizări care le-am trecut cu vederea anterior, nu-ți aminte ce perioadă, țin minte, mai tine că un an jumătate, doi ani în urmă, au fost expediate sesizări inițial, după cât mi-aduc aminte, probabil la sectorul botanică, pe motiv că nu s-a reacționat, probabil, inițial sau nu a fost sesizat, eu nu mi-aduc cum aminte precis. Și eram informat, dacă nu mă înșel, că a fost emis act direcționare a Procuraturii Istorobotanică în privința polițiștilor, adică sesizați prin ședile lichida încălcările de lege. Alte cazuri nu mă pot expune, fiindcă nu cunosc în detaliu situația. Dar ce se întâmplă la secția? Aș vrea să vă spun probabilitatea remiterii sau neexpunerii până la sfârșit a Procuraturii Generale, poate fi și cauza neemiterii atunci la moment a hotărârii de plasare sau lăsare a copilului cu mama. Adică era pe faza de rol, nu vă pot spune acum. Dar ziceți că sunteți de acord ca această instituție să fie reformată și lucrurile să se schimbe. Eu vreau să vă spun că într-un final. Periodic, oricare instituție merită a fi reformată, actualizată, modernizată și etc. Deoarece asta va fi doar în folosul cetățeanului, statului și așa mai departe. Aș vrea să adaug ce privește executarea ordonanțelor puțin mai sus, despre care au vorbit colegile Nani și Gășățoi. Vreau să vă duc la cunoștință că dacă în 2012 noi am avut neexecutarea sau încălcarea executării ordonanțelor de protecție a victimilor în 4 cazuri, sau 4 cazuri am avut, în 2013 deja 12. Cum s-a reacționat în așa cazuri? Organele poliției, procuratura a reacționat prin intentarea cauzelor contravenționale, baza articolului 318 cod contravențional, neexecutarea hotărârilor, neexecutarea intenționată a hotărârilor judiciare. Chiar și vreau să vă informez că au fost câteva cazuri de pornire a cauzelor penale, pe motiv că repetat nu s-au executat aceste ordonanțe de protecție. În unele cazuri, chiar vreau să vă duc la cunoștință că a fost... Dar după... ca finalitate nu avem cazuri în care să ne bucurăm că, uite, un polițist sau altul a fost sancționat. Nu, eu vorbesc că... acum de agresori care au încălcat ordonanțele sau prescripțiile stipulate în ordonanță de protecție. Să ajungem și până la polițiști. Vreau să vă duc încă la cunoștință că agresorii, sunt câteva cazuri când agresorii, când au încălcat, repetat ordonanțele de protecție, au fost chiar și iarăși pornite cauze penale pe violență în familie, reținuți și arestați. Deci considerând deja adicăzut necesitatea aplicării sau continuității forței juridice a acestei ordonanțe de protecție. Ceea ce privește acțiunile polițiștilor, sunt multe sesizări, eu nu vă pot expune, deoarece în moment nu am informația la mână. Dar eu bănuiesc că sunt o sumedenie de cazuri, sesizări în privința acțiunilor polițiștilor care selecționează corespunzător. Dar iarăși, vreau să vă reamintesc, procurorul investigează și în funcție de rezultatele și investigațiile la care ajunge sau la care se stabilesc, reacționează potrivit legislației. El nu poate depăși limitele atâta timp cât nu sunt probe sau dovezi în privința... De fiecare dată când am încercat să discutăm despre acest subiect, Inspectoratul General al Poliției ne refuză invitația la această emisiune. Faptul ce ne face să gândim că lucrurile încă nu sunt atât de bune cum s-ar părea atunci când ar trebui să vină în fața presei. Am vrea, doamnelor și domnilor, să continuăm această emisiune cu câteva date potrivit unui studiu realizat de Centrul La Strada. Cele mai multe femei victime se bazează pe susținerea rudelor, prietenilor, iar pe locul 2 se situează poliția. În baza răspunsurilor femeilor victime,
este clar faptul că poliția este instituția solicitată de mare majoritatea femeilor pentru a raporta cazurile de violență și pentru care cere sprijin. Serviciile de asistență juridică și psihologică au fost solicitate de un procent foarte mic de femei. Totodată, potrivit studiului sociologic, cele mai supuse riscului violenței sunt familiile sărace. În același timp, la această categorie, circa 20% au indicat familiile bogate, 16% familiile cu copii, iar 13% familiile tinere. Ce cred cetățenii din raionul Florești despre fenomenul violenței din localitate, aflăm în câteva clipe. Mă gândesc asta, în primul rând, educația de acasă. Într-al doilea rând, lipsa de educație în școală, în societate. Cred că punctul de reper al fiecăruia și exemplu care îl vede împrejur. Ea n-au minte în cap, ea te-a arzut. Altceva nu-i și bețuie poate. Este dar cine sunt mai des agresați de violența familiei? Bărbați sau femeile? Copii. Ei, ca în femeile. Femeile și da. Copii, ce se da. Categorie? Deci, din ce cauză se întâmplă violența în familie? Din cauza că părinții nu-și respectă copiii, eu știu, ar fi un caz, părinții nu au grijă într-un fel de copii, asta este. Dar cine este mai mult atras de violența asta, femeile sau bărbații? Deci, probabil femeile sunt mai mult atrase de violență. Din ce cauză? Fiindcă ele sunt un pic mai gingă și mai blajine, mai astea. E ajunsuri de bani, alcool, asta e mai mult, asta e cel mai principal. Cine este mai mult atras de violență, femeile sau bărbații? Femeile. De ce? De ce? Pentru că bărbații eu și de la femei cate neajunsuri de da. Și neajunsurile care sunt față de viața de azi. Cine sunt mai des agresați, bărbații sau femeile? Și unii și alte sunt. Smatream și familii și cum trăiesc. Dar în ce familie se întâmplă mai des? Unii sărăcie. De ce sunt bătute femeile? Cred că eu merită. Știu, cred că merită. De atât sunt bătute. Există violență în familie? Există aici, dacă e nor bine, nor... Acestea sunt motivele că beau și... Că beau și mai mult decât bărbații. Asta e întrebare tare grea. Una că nu știu să aleagă soarta, cred că. Bărbații nu trag atenția cuvenită la partea feminină și cred că sunt mai prejos ca femeile în cazurile date. Vedem că unii bărbați consideră că merită totuși să fie bătută femeia, alții din contra consideră că ar trebui să merite o altă atitudine din partea soțului sau a bărbatului. Vorbim astăzi, doamnelor și domnilor, despre violența în familie. De ce se întâmplă acest lucru că femeile nu au încredere nici în rude, nici în organele de drept? Atunci ne întrebăm unde ar trebui să se adreseze. Avem aici câțiva experți în studioul drepturilor omului. Suntem aproape spre final de această emisiune. Am vrea să vedem și careva concluzii ce se întâmplă de fapt cu această femeie care rămâne practic singură în fața acestei situații. Care sunt soluțiile pentru ea? Unica soluție este să lupte, pentru că ceea ce a avut de pierdut nu mai are de pierdut, da? Pentru că în situația în care nu vei face nimic, deja practic ai pierdut lupta. În situația în care lupți, cel puțin ai o șansă să câștigi până la urmă, deși eu înțeleg foarte bine și le încurajez pe toate femeile să meargă mai departe, da? Este nevoie, din ceea ce am văzut noi acum, din opinia cetățenilor, este nevoie de o educație a cetățenilor, pentru că perceperea lor și prejudecățile lor că femeia merită să fie bătută sau bărbatul merită să fie bătut, nu importă, deci, pentru că sunt și agresați în unele cazuri și bărbații, deci este o percepere și o prejudecată greșită. Și aceasta ne spune despre educația acestor persoane, da? Și lipsa de cultură și lipsa de educație și în domeniul juridic, pentru că odată ce persoana va înțelege că în situația în care a lovit o persoană, este sancționată penal sau contravențional, deci și este o ilegalitate, ea va percepe să nu mai facă acest lucru. Atâta timp cât nu avem nici cultură juridică, nici educație cuvenită, deci noi astfel de cazuri vom avea. Asta dincolo de faptul că
organele de drept trebuie să-și facă treaba și să întreprindă și să investigheze efectiv orice sesizare în aceste, pe aceste cazuri. Domnule Marian Tomic, cum vedeți situația femeii în următorii ani și cum organele de drept ar putea să o susțină? Având în vedere că pe timp ce trece se îmbunătățește atât cadrul legal și instituțional și consider că urmează să mai fie îmbunătățit, sper că drepturile cetățenilor, atât femei, atât femei victime, cât și părți vătămate sau victime care sunt și de gen masculin, vreau să vă informez, vor fi mai cunoscute și vor, la fel, sper să fie mai mult sensibilizată opinia publică prin intermediul și mass media, inclusiv ONG-urilor, inclusiv și de organe de drept, în vederea cunoștințelor în domeniul juridic. Adică și poliția ar putea să facă unele schimbări sau să aibă un alt comportament atunci când discută cu agresorul sau cu această victimă. Eu vreau să vă spun că sistemul polițienesc include circa 10.000 de persoane. E un sistem destul de mare. Vreau să vă spun că mulți se reeducă, se recurajează, sunt mulți eliberați, concediați pe motivele încălcărilor prevederilor legale. Lucrurile se schimbă, îmbunătățiri sunt și acestea ne confirmă datele statistice pe care vă le-am prezentat mai sus. Ana Nani? Eu așa, în primul rând, să spun victimelor, nu vă fie frică să apelați la ajutor. Sunt mai multe centre, printre care și la stradă, unde oferă posibilitatea doar prin a contacta telefonic la numărul 0808-808. Aici o să vi se acordă o asistență juridică, o să fiți îndrumate ce trebuie să faceți mai departe pentru a vă apăra drepturilor și nu trebuie să vă fie frică de a merge mai departe. Decătând că apar multe impedimente în cale pentru a vă apăra drepturile, nu trebuie să servească acest impediment de a nu merge mai departe. Și de multe ori victimele sunt influențate probabil de vecini, rude, inclusiv și agresori și în ultimul moment să apere familia, să apere demnitatea și imaginea acesteia. Da. Și în ultimul moment foarte multe victime dau înapoi, se împacă și rabdă mai departe. Nu trebuie. Deja statisticile arată. Odată ce a aplicat violența fizică, a doua oară o să aplice, a treia oară tot și toate au consecințe mai grave toate aceste violențe și nu duce la nimic bun. De asta niciodată nu dați înapoi, mergeți înainte, apărați-vă drepturilor. Sunt persoane care vă acordă asistență juridică, sunt gata să vă fie alături pentru ajutor în orice moment greu. Apelați inclusiv la centrul și la linia ferminte 0808-808. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare în această emisiune. Sper eu că îndemnările și sfaturile pe care le dați vor schimba situația și atât din partea organelor de drept cât și din partea femeii. Doamnelor și domnilor, am discutat despre violența în familie cu Ana Nani, avocată la Centrul Internațional la Strada, cu Marian Tomic, procuror al secției minori și drepturile omului a Procuratorului Generale și Violeta Gășițoi, avocată a victimelor violenței. Iată că concluziile unui raport elaborat de CBS AXA arată că femeile victime ale violenței în familie sau în cuplu nu se simt protejate de instituțiile statului împotriva violenței. Iată că 6 din 10 femei care s-au declarat victime ale violenței în familie nu s-au adresat niciodată la organele de drept cu această problemă, iar cele care se adresează apelează de obicei la rude sau la prieteni. De cele mai dese ori, chiar femeile acordă sfaturi improprii victimelor violenței să-și schimbe comportamentul pentru că singură generează violență sau, de fapt, să tolereze această situație pentru a salva imaginea familiei. Eu zic să nu vă lăsați bătute și să mergeți până la capăt, să vă apărați drepturile și demnitatea. Iar cei care cunosc despre o situație în care femeia are nevoie de sprijinul tău, nu ezitați să contactați linia ferbinte sau să ne scrieți pe adresa info@discriminare.md. Suntem aici ca să creăm o lume mai bună. Alături de dumneavoastră a fost Natalia Ghilașcu și vă dau o nouă întâlnire în edițiile următoare. Toate bune!